găsit! Sunt Rina Ene și vă prezint informațiile meteo din sud-estul României. Astăzi, 31 iulie 2023, valorile termice sunt destul de scăzute pentru sfârșitul lunii iulie, iar cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 19 grade. Călărășenii au parte de vreme răcoroasă, iar temperaturile sunt destul de scăzute. Spre seară, temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius. Mâine cerul va fi variabil, iar termometrele ne vor indica 30 de grade. Haideți să vedem care sunt temperaturile din zona Munteniei. În capitală cerul va fi parțial înorat, iar maxima zilei indică 25 de grade Celsius. În municipiul Slobozia cerul va fi înorat, iar temperatura maximă este de 24 de grade. În Giurgiu temperaturile sunt unele favorabile, maxima zilei va fi de 27 de grade. În Oltenița, maxima zilei va fi de 26 de grade, iar disconfortul termic va fi unul crescut. În Tulcea, temperaturile sunt mai scăzute. Maxima zilei va fi de 24 de grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt foarte mari. Datorită faptului că suntem în plin sezon estival, sunt sigură că mulți dintre voi își vor face bagajul și vor vizita litoralul. Haideți să vedem care sunt temperaturile de care veți avea parte. În stațiunea Mamaia, temperaturile nu sunt favorabile. Cerul va fi înorat, iar maxima zilei indică 27 de grade. În Mangalia nu este un moment bun pentru a merge la plajă. Maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius, iar cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei. Același lucru îl putem spune și despre stațiunea Costinești. Maxima zilei va fi de 26 de grade și cerul va fi variabil. În zona montană cerul va fi mai mult senin, trecător cu unele norări după amiază și vântul va sufla slab până la moderat. În Sinaia, temperaturile rămân scăzute. Maxima zilei va fi de 19 grade și se vor înregistra averse torențiale. În Predeal, cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații sunt foarte mari. Maxima zilei va fi de 17 grade. În Muiuciu vor exista perioade cu instabilitate atmosferică, termometrele ne vor indica 18 grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt de 50%. Cam atât despre vreme și astăzi, ne revedem mâine, zi frumoasă tuturor!